Hello, dragilor! Bună, dragilor! Ieri am rămas aici, așteptând ca lipiciul să se întărească. Bridge-ul s-a întărit între timp, e bine fixat și toate sunt în ordine. O să mergem mai departe cu reparația noastră și o să ajungem să ne uităm la cum se prezintă această chitară și ce descoperim pe parcurs. Aici am aflat că, într-adevăr, lipsește cu desăvârșire elementul de ajustare al gâtului, care ne ajută și în cazul de față ar fi fost ideal să avem unul, dar asta e. Cum chitara este o chitară hobby sau student, nu una profesională sau măcar peste nivelul ăsta de începători. O chitară care poate fi și în general, așa ar trebui să fie și așa trebuie să fie lucrurile atunci când părinții achiziționează sau chiar și oamenii în general, nu neapărat părinții, oricine achiziționează un instrument muzical. Și nu a mai cântat și nu știe dacă va merge mai departe pe acest drum. De obicei, este bine să nu investim banii într-un instrument foarte scump. Diferența între un instrument student și unul profesional este mare, dar nu atât de mare încât să fie un impediment în a studia și a învăța acel instrument. Și dacă descoperim că instrumentul respectiv nu este pentru noi, nicio problemă, nicio problemă, atunci putem foarte bine să renunțăm la el. Lucru care s-a întâmplat și aici. În cazul de față, cu acest instrument, a fost cumpărat de cineva pentru o anumită perioadă de timp, după care, datorită unor condiții, nu le știm exact cu adevărat, nu știm ce s-a întâmplat și care a fost povestea cu adevărat în spate, deși aș putea să o aflu, dar nu pot să o împărtășesc cu voi, pentru că, în primul rând, ar trebui să am acordul proprietarului de a împărtăși ceea ce ceva atât de personal. Așa că o să vorbim despre acest instrument mai departe. Deci, ce descoperim noi aici este că este un instrument, cum am spus, fabricat și conceput pentru entry level, pentru student. Student înseamnă cel care studiază instrumentul, nu neapărat un elev. Da? Deci, un elev care studiază chitară. Din punctul ăsta de vedere se numește student și oricine studiază ceva se numește elev sau student sau învățăcel sau, dacă are un maestru, discipol. Asta e un lucru care cred că îl știm cu toții, dar nu strică să fie amintit din când în când. Așa, acum, pentru că suntem aici, bridge-ul a fost lipit foarte bine. Avem lipsă un pin. Am comandat un set de pin noi pentru această chitară. Am comandat un set de toate elementele care se pot schimba, de la nucă la prăguș. Prăgușul este aici, se intră în acest șanț, se spune saddle în engleză, dar noi o să-i spunem în limba română prăguș.
așa e frumos la noi. Să vorbim și limba română. Prăguș. Și prăgușul, am comandat prăguș nou, nucă nouă, pini noi. Avem și alb și negru, așteptăm să ajungă. Durează un pic, durează până ajung la noi, pentru că în țară aici sunt foarte scumpe și la fel de proaste. Toate sunt din China și nu merită să plătesc adaos comercial pentru ceva care, nu, în primul rând, că nu mi-aduce profit și, în al doilea rând, nu merită banii pe care îi cer ăștia aici. Banii cu care cumpăram doar un set de cuie aici, cuie din astea pentru chitara acustică, am cumpărat tot două rânduri. Nu numai de cuie și prăgușul și toate. De pe Amazon, adică nu de undeva de la producător. Da. Bun. Așteptăm să vină și accesoriile, dar până atunci vom merge mai departe cu reparația. Și am ajuns aici. Am desfăcut-o cu muncă în afara camerei, pentru că a fost o luptă, neavând echipamentul necesar și vrând să nu stric ceva, a trebuit să o iau ușor și cu răbdare. Nu se potrivește să intre într-un videoclip, chiar dacă e pe repede înainte, lupta de a desface un bridge. Deși, pe viitor, dacă se va întâmpla să mai avem ceva de făcut de genul ăsta, o să filmez, dar o să și pregătesc ceva mai rapid. Asta s-a întâmplat așa pentru faptul că trebuia să termin de desfăcut chitara asta până să înceapă noua săptămână, știi? Până să înceapă noua săptămână, pentru că săptămâna de lucru, pentru că da, nu am cum când sunt la birou să lucrez și am vrut să fac tot ce se poate face în weekend. Deci tot ce vedeți aici s-a întâmplat într-un weekend, mai puțin, inclusiv cure time-ul, da, pentru că am făcut sâmbătă seară o parte, mă rog, complicat, sâmbătă, duminică, luni era deja gata. Uscată, da. Ok, important este că mergem mai departe și vedem ce descoperim aici. Descoperim că coada de rândunică care fixează gâtul de corpul chitarei este foarte îngustă. Nu știu dacă e rău sau bine, doar că e îngustă. Asta mi-arată că a intrat mai puțin material și asta mi-arată și îmi subliniază faptul că a fost construită pentru un buget. O chitară cu o coadă de rândunică mai lată necesită o altă metodă de prelucrare. Bun, trecând mai departe peste asta, da. Și nu știu dacă e bine sau e rău, dar asta e, mergem mai departe, vizualizăm aici un pic despre ce e vorba, o să avem câteva discuții despre construcția unei chitare și de ce cred eu că nu neapărat este rău, dar în cazul de față este nefavorabil faptul că nu avem un element de ajustare a gâtului. Uite, o să facem aici o pauză și o să aducem în prim plan asta. Asta, de exemplu, este un necul unei chitare Gibson. Mă rog, nu e important brandul, ci important este faptul că, de exemplu, asta e o chitară tot așa, care a văzut trecerea timpului, are patina timpului pe ea. Și vedem că aici avem niște elemente de metal prin care trece echipamentul ăsta de acordaj, acordorul, tunerul. Și de aici ajungem la ce voiam să vă prezint.
Deci asta arată la partea asta aici unde spuneam, astea se numesc ferule, mă rog, și sunt în general la instrumentele care sunt un pic mai de clasă, mai profesionale și aduc un finisaj deosebit și o funcționare mai solidă și mai fină în același timp. Bun. Despre gâtul chitarei, pentru că este foarte, foarte, foarte important să vorbim despre gâtul chitarei, pentru că în cazul de față aici suntem. Gâtul chitarei se fixează pe chitară cu ajutorul unui, asta este iarăși un prim plan cu un ferul, o ferulă, cu ferules, cu un element din acesta care ajută, da? Ok. Deci suntem aici la gât, gâtul chitarei, ați văzut, se fixează cu o coadă de rândunică. Englezii spun, sau americanii spun, coada de porumbel, mă rog. Așa. O coadă de rândunică. Acesta este gâtul unei chitare și cum se așează corzile. Aceasta este nuca. Aici este nuca. Și ok. Și aceasta este nuca, da? Deci aici avem o nucă. Avem o nucă. Ok, nuca este un punct de sprijin și dacă este bine făcută, este chiar un punct de sprijin al corzii, al oricărei dintre corzi. Așa. Și următorul punct de sprijin este pe prăguș. Tot așa. Dacă chitara nu are deloc Truss-Rod, este așa, fără Truss-Rod-ul ăsta, fără elementul ăsta de ajustare, atunci când gâtul se deformează datorită acțiunii corzilor, corzile trag de capătul ăsta și se formează un arc. Aici. Vedem această curbură, partea asta. Și da, vedem curbura asta aici. Da, așa. Curbura asta. Se produce, bine, nu e atât de evidentă ca aici. Sunt și cazuri de genul ăsta, sunt extreme. Și în cazul de față, curbura este exact așa. S-a produs, s-a dat deformarea datorită faptului că chitara a fost în condiții de umiditate a aerului ridicată sau condens undeva, a absorbit, lemnul a absorbit, a devenit mai maleabil, s-a deformat sub puterea corzilor și s-a uscat așa, rămânând cu deformare plastică, rămânând așa, curbat. Și drept urmare, e greu de îndreptat fără un asemenea element de îndreptare. O să încercăm în decursul reparației să compensăm pentru treaba asta, fără, important de subliniat, fără a modifica foarte mult elementele din constructive ale chitarei din lemn. Putem umbla la accesorii sau la anumite părți, dar nu trebuie să umblăm la lungimea chitarei sub nicio formă, pentru că atunci chitara va deveni de neintonat și va falsa. Nu va putea fi folosită ca un instrument muzical, ci ca un instrument de panoplie. Da, să-l afișezi acolo. Acum vedem. O să vedem dacă restaurarea asta și reparația va funcționa și va ieși bine și vom reuși să facem tot ce trebuie așa cum îmi doresc, atunci această chitară va deveni o chitară utilizabilă 100% încă o dată. Va avea o viață nouă. Asta e frumos atunci când repar lucruri.
Asta îmi place să fac, să repar lucruri. Și da, îmi place să repar lucruri, să le dau o viață nouă, să nu ajungă la gunoi. În cazul de față, să nu ajungă lemne de foc, eu știu, altceva, nu știu. Fiind o chitară, bănuiesc că din lemn, na, bănuiesc că ajunge la foc, să zicem, sau la gunoi și putrezește undeva. Se transformă în compost. Da. Nu e cazul, îi cunosc pe proprietarii acestei chitări, nu pot să vorbesc despre rău pentru că nu a fost intenția, ci pur și simplu, și nu asta e intenția mea, să cert pe nimeni, ci doar să aduc la viață un instrument care, datorită sorții, a ajuns să fie neglijat și uitat într-un colț. Se întâmplă cu oameni să fie uitați, da, un instrument. Da, mă rog. Da, ăștia suntem, timpul trece, suntem ocupați, avem vieți importante, suntem foarte, foarte, foarte importanți, foarte, foarte, foarte stresați și foarte, foarte puțin timp avem pentru alte lucruri. Și atunci, încet, încet, întâi îl punem în colțul camerei, după aia un pic mai încolo, după aia pe bibliotecă, după aia pe șifonier, după aia după șifonier, după aia în balcon, din balcon, mă rog, las, dacă ai uscător, depinde unde stai, în pod, undeva, ajunge undeva. Unde stă mult timp și câteodată în condiții bune, câteodată nu. Asta e. Nu-i nimeni vinovat. Asta e soarta. Noi acum încercăm să aducem la viață acest instrument, această chitară frumoasă. Și care e mai mare decât mulți copii. Normal. E din anii 80, cam așa. Și să continuăm. Că batem câmpii. Da. Reparăm, curățăm. Aici ar fi fost utile niște dălți de lemnărie, lucru care intenționez să achiziționez în curând, dar sincer nu m-am îndurat să plătesc preț de instrumente premium pentru niște instrumente care nu sunt premium. Și atunci nu am cumpărat niște dălți, am găsit niște dălți cherry, care sunt cele mai proaste dălți de lemnărie la prețuri de, nu știu, de unelte speciale și atunci am zis că nu, mai aștept un pic, o să găsesc undeva ceva potrivit. Deocamdată mă descurc cu ce am. Dar asta nu este un impediment și cu grijă lucrăm fără să ne accidentăm. Este foarte important să nu ne accidentăm, da? Cutterul e un instrument foarte ascuțit, chiar dacă este un cutter special, acesta e un cutter special cu protecție, da? Totuși e un instrument periculos și trebuie tratat cu respect și nu vă recomand să utilizați unelte dacă nu sunteți calificați să le folosiți sau dacă învățați să le folosiți, să le folosiți sub supravegherea cuiva care știe și vă poate îndruma, ca să nu vă accidentați. De obicei, noi oamenii, avem prostul obicei să nu ne crească membrele la loc dacă le tăiem. Știți? Da. Și cum nu ne crește un alt deget, e bine să respectăm uneltele. Am văzut foarte mulți. Am avut un unchi care și-a prinde țigara așa. Înțelegeți? Așa, că asta lipsea de aici. Și o parte din degetul mic. Da. Era de la circular. Da. Dumnezeu să-l odinească, nenea Ion. Să fii... Să te odinești acolo, să ai lumină. Da. Să revenim înapoi la oile noastre, trebuie să respectăm uneltele, deci disclaimer, vă rog frumos, nu încercați să folosiți unelte acasă dacă nu sunteți calificați să le folosiți pentru că riscați să vă accidentați, ok? Asta fiind spuse, pentru că lucrez cu obiecte ascuțite și suntem pe YouTube și sunt tot felul de oameni care o să zică că e bine să spui lucrul ăsta, știi? L-am spus, ok? Nu faceți asta acasă, ok, bun. Acum,
jucându-mă cu Dalta acolo, curățând coada de rândunică pentru a putea pune lipici, urmează să punem lipiciul în curând, după care uite, o să sar așa peste etape, ca să nu mai dăm pe repede înainte, o să ajungem în curând să punem lipiciul. Am pregătit cât de cât aici, arată foarte bine, zic eu, da, bridge-ul este, sau podul, bridge-ul, mă rog, este așezat aici, prăgușul e scos, era fermat, nuca e întreagă, am, o să vedeți acum, curățăm totul și se pregătește pentru aplicarea lipiciului. Aici aplicăm lipiciul, nu aș fi vrut să fac reclamă, asta s-a întâmplat să folosesc, nu sunt, disclaimer, nu sunt sponsorizat de nimeni, tot ce fac, fac pe resursele mele, cu drag și pentru, și împart cu voi pentru că, nu știu, așa consider că ar fi, că e frumos să împart cu voi lucrurile care le fac și care sunt greu de făcut, unele dintre ele, de către marea majoritate. Nu toată lumea are o chitară pe care să o demonteze într-un mod corect, astfel încât să o poți pune și la loc, mai ales din asta cu gâtul set, lipit. E, mă rog, un pic de treabă aici, nu vreau să bagatelizez, dar nici nu e imposibil, e adevărat că nu e. Dar trebuie un pic de muncă și de know-how. Nu e de neînvățat sau de nefăcut, nimic nu e de neînvățat sau de nefăcut, dar este în același timp relaxant. Mie îmi place să mă uit la oameni cum lucrează diferite chestii și așa învăț lucruri și așa am ajuns la concluzia că aș putea să fac și eu lucrurile astea uitându-mă la alții cum fac anumite tipuri de lucrări. Da, aici întindem lipiciul, am așezat gâtul înapoi pe chitară. Urmează să-l fixăm cu niște cleme, da? Am fixat prima clemă, urmează să-l fixăm foarte bine cu cleme. Partea bună e că e un lipici care nu se întărește imediat. Și o să vedem, cam așa se prezintă. Am fixat chitara cu cleme, gâtul cu cleme, îl lăsăm să se întărească. Lăsăm să se întărească. Și revenim cu a doua zi, trebuie să stea 24 de ore înainte să punem tensiune pe el. Recomandarea mea, nu mi-a zis nimeni, de obicei, la cum este făcut, dacă gâtul este bine făcut și coada de rândunică este bine făcută, aproape că poți să pui tensiune pe corzi fără să ai nevoie de lipici, de adeziv. Adezivul face ca ea să nu se miște deloc, astfel încât să nu se dezacordeze și face ca instrumentul să rămână acordat și cu tensiunea pe corzi aia care trebuie, astfel încât să sune așa cum trebuie. Acum urmează să vedem dacă a meritat chestia asta și am să repregătesc setup-ul pentru a aduce chitara, să o prezint așa cum este. După ce am dat jos clemele, asta trebuie să fac din păcate în afara camerei de filmat, pentru că nu că n-am vrut să filmez, ci că am uitat să apăs pe record, spre rușinea mea. Am uitat să apăs înregistrare și am vorbit un pic singur, lucru care se întâmplă des în această branșă. Așa că am să vă las cu muzica de fundal și această imagine frumoasă și am să revin imediat ce pregătesc chitara. Mă întorc imediat, dragilor.
Salutare! Salutare, m-am întors. Așa arată în momentul de față. Frumoșica. Fără un finish și fără... Este doar proba preliminară și proba care va decide dacă această chitară merită să investim sau nu. Ca dovadă avem aici, pentru că este foarte greu de văzut altfel, uite, o să facem așa, da? Aceasta este acțiunea chitarei, înălțimea corzilor este mai bună la chitara asta după ce am reașezat-o decât la multe chitare care sunt noi și vândute pe bani mulți. Da. Să auzim și cum sună, să vedem dacă setup-ul nostru este pregătit bine și dacă acest instrument este și cântabil. Avem aici un tuner acustic pentru a ne putea verifica. Și nu știu cum să-l așez aici, o să încerc să-l așez așa, nu știu, într-un fel, nu știu. Ok, e foarte aproape. Să încercăm să auzim și fără muzica de fundal cum se aude. Ce am făcut ca să putem să ajungem la o astfel de acțiune, deși gâtul este strâmb, este un lucru simplu. Nu am umblat așa cum ar face marea majoritate a reparatorilor amatori,
Să taie din înălțimea bridge-ului sau podului de aici. Nu. Am confecționat un prăguș din același material din care sunt confecționate și tastele, numai că la înălțimea optimă, astfel încât să îmi ofere un unghi potrivit. Și în felul acesta am readus la viață, reașezând gâtul chitarei și relipind bridge-ul, am readus la viață acest instrument frumos și deosebit, cu un sunet plăcut de lemn, de instrument adevărat și nu din placaj, așa cum sunt chinezăriile pe care le găsiți de cumpărat în magazine pe mulți bani. Părerea mea, dacă ar fi să achiziționez o chitară, aș achiziționa o chitară veche, făcută de o firmă cu de prestigiu, cum este Regin, care Hora Regin, în cazul de față, care produce o mulțime de instrumente tradiționale și instrumente cu coarde și care produce și sub licență, ca să zic așa, produce OEM pentru o grămadă de mari vânzători și retaileri care își pun doar numele pe instrument. Poate că deja aveți acasă o chitară Hora, fără să știți, sau o chitară de la Regin din România, fără să știți că este Hora. Dacă aveți instrumente de la MSA, dacă aveți Tenson, dacă aveți multe din instrumentele care sunt pe piață, nici nu le mai știu pe toate, o parte am reușit să le identific, o parte nu. Da, mă rog, hai să o auzim cum sună. Să știți că zbârnuitul nu e chitara de vină, sunt eu. Și acum o să încercăm ceva așa. Da? Sună foarte bine. M-am culcat perfect normal. Dimineața m-am trezit în ultimul hal. M-am dus la doctor să văd ce-mi spune. Și-am avut noroc, l-am prins în toate bune. Soră, fă-i o injecție oriunde vrei și în orice direcție. Mai dă-i să ia și niște pastile și cheamă-l înapoi peste 2-3 zile.
mâncat. Erau destul de verzi și aveau un gust ciudat. Injecția încă o mai am în mine, dar încerc s-o scot cu sâmburi de măsline. Și uite așa vă spun povestea mea, și cred că chitara e reparată, da. Vă mulțumesc, dragilor, și pot să consider că acest maraton de reparare pe genunchi a unui instrument e departe de a fi finalizată, dar nu o să vă mai plictisesc cu detalii ca reșlefuire, știți, șlefuitul cu șmirghele plictisitor. Dai cu lac. Ce urmează? Vă spun așa, ca idee, nu o să mai fac încă, dar probabil că vedem. Poate o să mai apară ceva, nu știu, nu vă promit cu siguranță, depinde de calitatea și de cât de mult timp o să am. Pentru că una e să lucrezi și să faci ceva și alta e să lucrezi pentru cameră și în fața camerei și e un pic mai complicat cu camera. Dar pot să vă promit așa, că o să încerc să refinisez această chitară, o să fie mult de șlefuit, dat cu lac și șlefuit, și dat cu lac și șlefuit, și iar dat cu lac și iar șlefuit, și iar dat cu lac, eventual și șlefuit, și dat cu lac și șlefuit încă o dată. Cred că de vreo 8 ori. Știu că pare mult, dar așa se așează un strat de lac peste un instrument. Asta a avut așa, un strat superficial. Și a rezistat atâți ani. Știți? A rezistat atâți ani cu un strat superficial de lac. Cu stratul potrivit. Mă rog, stratul trebuie dat și văzut că să nu afecteze sunetul ăsta frumos. Sună fabulos de bine. Și în loc de încheiere, muzica de fundal care a fost o să fie în text, în disclaimer, la sfârșit în comentarii. Port un Big Man cu Razekus Warframe. Da? Fac stream pe live pe Twitch cu Warframe atunci când joc un singur joc, ăsta este jocul pe care îl joc și îmi place. Am merch acolo, am o cană, puteți găsi o cană, un pad, am și un tricou cu lămpi pentru pasionații de sunet. Îmi place. Than ever before.
People are drifting from door to door. They can't find no heaven. No more, no more. Vă mulțumesc, dragilor, și închei aici această înregistrare pentru că am depășit de 30 de minute și este plictisitor. Nu cred că o să aveți răbdare să stați până la sfârșit. Așa că suntem la 41 de minute. Vă mulțumesc și vă aștept să subscrieți dacă nu ați subscris, că promit că o să aduc lucruri din ce în ce mai interesante din mai multe domenii de activitate. Vă mulțumesc și vă doresc să fiți sănătoși și liberi în gândire și exprimare. Să ne auzim cu bine!